Hristos, rajdaieța slavite, Hristos, nebese zreașite, Hristos, na zemle vosnositise, poite, ospodivi vsea zemlea, iu veselie vos poite, ljudie, jako proslavise. Spasi ljudi, čudodija vladyko, mokrija mora, volnuje suša drevlevo, lejuša rodisa odev. Stizju prohodna nebese položi nam, e ožo po suše zvuravna, od suža i zemnom slavim. Rožastvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija, mirovi, svijet razumnoji. V njembo iža zvezdam služaši, zvezdoju poučahuся, Tebe klanim tisja soncu pravednomu, i Tebe vidjeti sluša Vostok. Господи, слава Тебе! Este un stih bisericesc, este un psalm bisericesc, este singurul colind pe care îl colindă grupurile de copii de ziua de Crăciun. Se constituie grupuri de copii îmbrăcați în ținută bisericească, toți îmbrăcați în ținute bisericești, și aceste grupuri de copii colindă familiile la care consideră. La rude se duc, în genere nu refuzăm pe nimeni, nu există să ai voie să refuzi, să-ți vină să-ți colinde în casă, pentru că stă candela aprinsă, totul se face în fața icoanei, adică este un colind care se cântă, care se intonează și se interpretează în fața icoanei, cu rugăciune, cu închinat și așa mai departe. Și este o plăcere să vezi grupurile de copii cum umblă îmbrăcați în acele haine și ar fi frumos să fie măcar un pic de zăpadă, că știți că noi avem ținutele atât de colorate și atât de frumoase și când vezi petele acelea de culoare pe albul ăla al zăpezii, este o imagine de splendoare. E, așa începeau sărbătorile la noi, faptul că sărbătorim pe vechi la noi... Crăciunul e pe 7 decembrie, nu-l sărbătoream niciodată pe 25, eram post și conform obiceiilor și tradițiilor rușilor lipoveni, postul e post și trebuie ținut. În anumite situație totul se întâmpla pe 7 decembrie. Ei, ușor vremurile se mai schimbă, copiii noștri văd la televizor... Că acum vine moșul, că acum vine pachetul, că acum aterizează prin coșul de fum Moș Crăciun. Și iată, ușor, ușor, încerc copiii își doresc ca moșul să vină atunci când îl văd la televizor. Și suntem nevoiți ca pe partea cealaltă, noi părinții, să organizăm aceste veniri ale moșului, să vină moșul, să aducă cadourile în noaptea din 24 spre 25. Deci sărbătorul de două ori, vine Moș Practic ori. Vine Moș Crăciun de două ori. E, pe vechi vine puțin, mai puțin. Pachetul pe vechi vine în principal de la bunici, să știți, pentru că bunicii își doresc să păstreze această tradiție. Și atunci ei sunt cei la care vine moșul pentru nepoți, vine moșul în noaptea de 6 spre 7 ianuarie. Dar vă dați seama, pe vremuri noi nu aveam televizoare, nu aveam unde să ne uităm, să vedem că vine moșul, dar aveam zăpadă. Aveam o zăpadă enormă, mergeam la școală prin nămeți, chiar era un spectacol să vezi cum se înfige piciorul până aproape de genunchi în zăpadă și să mergi din ce în ce mai greu. Știți cum spuneați, duceai ghiozdanul în spate, se mai vedea doar ghiozdanul din nămetele de zăpadă pe care... Lacul îngheța, vă dați seama, era patinoarul nostru natural, iată, de 2 ani de zile copiii noștri n-au mai patinat pe lac, nu a mai înghețat ca să ne țină. Ba, din alea care erau făcute pe o bucățică de placaj cu lama de desubt și legate cu funie pe ghete, cu o ață, umpleteai pe ghete ca să nu alunece stânga-dreapta. Și alea erau patinele noastre cu care ne plimbam pe lac. Patine, sănii. Ne luam sănile, ne duceam pe lac, ne așezam pe sănii și aveai două bețe cu niște cuie făcute în vârf și cu alea te împingeai
Și era spectacol, dar vă dați seama, era un spectacol de 300-400 de copii și oameni pe lac acolo. Copiii oricum erau însoțiți de părinți în general, că tot timpul era teamă, cu toate că gheața era enormă pe vremurile alea, se aducea, se tăia stuf foarte mult și se aducea cu tractorul pe lac. Deci tractorul, își puneau lanțuri pe roți și pe remorcă și umpleau remorca și veneau cu tractorul, cu remorcă pe lac. Stuful, cam asta era perioada de recoltare. Aceasta era perioada decembrie-ianuarie când îngheța lacul, pentru că toată lumea mergea cu sănii mari, aveau acasă sănii mari, se înhămau 2-3 bărbați la sanie și mergeau și își făceau reciproc fiecărui ajutor. Adică astăzi mergeau și tăiau pentru cineva 20-30 de maldări de stuf, pentru că era materia primă din care încingeau băile lipovenești, stuful era. În momentul de față mai încingem cu viță de vie, se mai cumpără de la Babadac viță de vie. Pe vremuri nu se aducea vița de vie în Sarichioi. Și atunci materia primă de bază, toată lumea avea în curte maldări de stuf, că erau 20, 30, că erau 50, cât reușea fiecare. Și totul se făcea în clacă. 2-3 vecini se uneau, azi mergeau, îi făceau unuia, mâine mergeau, îi făceau. Și mergeau la hultanele de stuf, vă dați seama, cu o mâncare, cu un vin, cu o țuică la ei, pentru că erau minus 10, minus 15, minus 16, chiar minus 20 de grade. Să lucrezi în condițiile alea și se tăia la mână stuful, se legau snopii, se aduceau la margine aici și de la marginea lacului cărai până la tine acasă în cârcă. Am fost și la tăiat stuf cu fratele, cu vecinii, v-am spus. Am pescuit la copcă și la furculiță am pescuit. Se făcea un băț lung, în vârful căruia se punea o furculiță, care era înfășurată cu sârmuliță și după aceea cu un fel de izolator, cu o bandă izolatoare. Și se făcea o gaură mai mare în zona unde era guvidul în principal, vorbim de zona unde era la piatră, și guvizii iarna circulă, pentru că pe fundul apei se mișcă. Și cu acea furculiță erai cu apa pregătit și înfigeai, prindeai guvidul cu furculița. Era un spectacol. În rest, se mergea la pescuit la copcă, și acum se merge la pescuit la copcă dacă îngheață lacul. Se mergea la biban, la știucă, pentru că răpitorul e cel care circulă iarna în principal. Dar noi copiii, farmecul nostru era la guvid. Mergeai și era spectacol la guvid. Erau numai găuri, fiecare își păzea propria gaură și... Da, au fost vremuri frumoase. Copiii noștri nu mai știu aceste lucruri. Nu mai merge. Copiii noștri nu mai merg. Copiii noștri sunt învățați cu tablete, sunt învățați cu telefoane și vinovați tot noi suntem, că îi învățăm cu aceste gadgeturi pe care, sincer să fiu, nu știu cât beneficiu le aduc în momentul de față, pentru că uită farmecul copilăriei. Porcul se tăia în general după Crăciun. Pentru că atunci când tai porcul, toată lumea își dorește să-l și guste când e cald. Da, că e o bucățică de șoric, că e o jumară, că faci o pomană a porcului. În momentul în care înainte de Crăciun ții post, nici nu-și mai are acel farmec tăiatul porcului. Și de aceea familiile care țineau, în general de Crăciun își făceau anumite cumpărături înainte, să facă o răcitură, cum îi spunem noi, o piftie de porc, da, din cap, din picioare, își făceau o salată de beo, făceau sarmale, iar porcul tăiai după, pentru ca să simți farmecul. În general se tăia în săptămâna de după Crăciun, în săptămâna 7-14 până la anul nou. Pentru că, iată, pe 14 o să-l sărbătorim pe Sfântul Vasile cel Mare și acela este 1 ianuarie. Noaptea de 13 spre 14 este sărbătoarea anului nou. Dar este sărbătoare înainte de Sfântul Vasile și noi nu sărbătorim decât pe 14. Niciodată de 13 spre 14, nu înainte de sărbătoare. Nu există o mâncare deosebită. Se face tobă, se face lebăr, se face... Bine, vedeți, varienichii se fac și acum în post, pentru că se fac și acum se fac și pirașchii de post, în care se fac cu varză murată, tocată, mărunt, cu boia, cu nu știu... Se fac cu cartofi, pirașchii prăjiți, da? Se face cu fasole făcăluită, adică... Și acum se pot face pirașchii. În genere, pirajocul era o prăjeală, un aluat prăjit cu ceva umplut. Cel mai tradițional este cu orez bine fiert și cu rahat în orezul acela și prăjit un pic, ăla este un deliciu și ăla e tot de post. Poți să fierbi orezul și în apă, poți să-l fierbi și în lapte dacă dorești.
Dar iată și în momentul de față în Sarichioi, foarte mulți fac aceste pirașchi cu varză murată, pentru că deja este sezonul verzei murate, toată lumea are varză murată acasă, cu cartofi, cu fasole făcăluită. Vă dați seama că toți așteptam să tăiem purcelul, pentru că primul lucru era să-l trecem pe el, să-l călărim puțin când e cald, fierbinte și acoperit cu un ciolofan și cu o pătură acoperită așa ca să se înmoaie cu sarea aceea. Și atunci toți copiii erau în călare pe purcel. Era singura dată când puteam să călărim, că doar atunci e tăiat, nu e viu. Să știți că și acum încă se mai păstrează și fiica mea și feciorul meu le place să se urce pe purcel cât e cald și să-și facă o fotografie, două cu el, pe el călare. Copiii încă își mai păstrează dorința de, pentru că și noi le transmitem la rândul nostru că și noi am făcut așa ceva și e frumos să știe care sunt tradițiile la tăiatul purcelului. Deci asta era primul lucru pe care l-așteptam, pentru că atunci mâncam șoric și atunci știam că se fac cârnați, se fac... Vremurile erau diferite față de acum. Cine avea un purcel acasă era familie de gospodari, da? În Sarichioi 90% aveau purcei acasă, nici nu se discuta. La noi rușii lipoveni nu pleacă, din general de Crăciun nu se pleacă nicio vacanță, nicăieri toată lumea petrece Crăciun în familie. Дядюшка, тёщушка, поздравляем вас с праздником, Рождеством Христовым. Нам много лет вам прожить, вам и вашим детям. Vă dorim tuturor sărbători fericite, un an nou cu bucurii, să aveți tot ce vă doriți în suflet. La mulți ani tuturor!